Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este ora 17, am venit cu audiența generală și astăzi vom discuta despre sănătate, pentru că așa v-am obișnuit în fiecare zi de vineri, discutăm despre sănătate, dar mai ales cum facem să ne simțim mai bine în fiecare zi. Asta pentru că, iată, au fost sărbători, am avut aproape 2 luni de zile de stat, de trândăveală și acum este momentul să ieșim, să facem puțină mișcare. Și mai ales că ne și ajută vremea în aceste zile, avem temperaturi care ajung până la 12 grade Celsius. Ce facem și mai ales spre ce anume trebuie să ne îndreptăm? Pentru că sălile de sport au devenit din ce în ce mai aglomerate. Și asta nu pentru că ele ar fi prea mici, ci pentru că lumea și-a dat seama că după atâta mâncare e bine să faci puțin sport. Despre acest sport vom discuta și astăzi, mai exact despre Kangoo Jumps, capoeira, dar și alte lucruri, dar și despre alimentație. Discutăm mai departe cu Cristi Lucuța, instructor de Kangoo Jumps. Bună ziua, bine ai venit! Bine te-am găsit și bine v-am găsit! Da, într-adevăr, lumea a început să-și dea seama că, de fapt, primăvara, începutul primăverii și luna februarie, sfârșitul lunii ianuarie, din experiența mea, e momentul în care lumea începe să-și dea seama că se apropie vara. Și atunci are nevoie începe să... începe lumea să se gândească că are nevoie să dea jos kilogramele acumulate. Acum, cam câți oameni vin în această perioadă la sală? Tu ai o sală de Kangoo Jumps, da? Unde antrenezi aproape de 3 ori pe săptămână, înțeleg, în Arad și de 2 ori pe săptămână. 4 ori pe săptămână. De 4 ori pe săptămână ai antrenamente, da? Da, în Arad. Da. În Arad. Și în Timișoara? Și în Timișoara de 3 ori pe săptămână. Deci, iată, 7 zile pline, da, să spunem. Da, da. Lumea vine. De fapt, la sala noastră e plină cam în tot timpul anului. Singura diferență față de alte perioade este că acum înscrierile se fac cu câte o săptămână, două în avans. În alte perioade, de exemplu, în luna decembrie, când lumea e mai ocupată cu sărbătoritul, sau înscrierile se fac de pe o zi pe alta. Dar lumea vine. Câteva sute de oameni sunt în fiecare zi la sala noastră. Cam câte sute de oameni? Sau câți oameni îți vin într-o zi la aceste antrenamente? Păi, având în vedere că noi avem cam 4 ore pe zi, aproximativ între 250 și 300 de oameni. Destul de mulți. Împreună cu noi, oameni de toate naționalitățile, tocmai vorbeam înainte de emisiune. Vom vorbi puțin mai târziu și despre ei. Trebuie să... Te pregătești într-un mod anume să faci acest sport Kangoo Jumps sau... voi ce mai faceți în afară de Kangoo Jumps? Pilates, fitball, capoeira fitness. Încercăm să acoperim o are mai mare de tipuri de mișcare. Kangoo Jumps e un sport foarte aerob în care se ard cele mai multe calorii dintre sporturile cunoscute de întreținere. Dar din experiența noastră, pentru cei care vor rezultate foarte ok și foarte rapide, toată lumea vrea de fapt asta, cel mai ok este să îmbinăm sportul anaerob cu cel aerob. Kangoo Jumps fiind un sport exclusiv aerob și foarte aerob, atunci am mai introdus anumite sporturi în care să ne axăm pe diferite grupe de mușchi, focusat pe diferite grupe de mușchi și atunci facem fitball, pilates, capoeira fitness, unde lucrăm cu greutăți în regim anaerob. Și atunci, combinate cele două tipuri de sport, dau rezultatele bine știute de către toți cei care ne urmăresc pe Facebook sau toți care vin dintre cei care vin la sala noastră. Da, aproape că vorbești limbi străine pentru mine sau pentru alții care ne uităm. Haideți să trecem puțin la limba română, să vorbim pe românește. Aici, în aceste zile în care voi faceți mișcare și cu atât de mulți oameni, ați generat efectiv un fenomen, pentru că pe internet se vorbește foarte mult de voi, pe Facebook, să nu mai spun, aproape în orice postare se vorbește despre modalitățile în care voi ați reușit să mobilizați oamenii și să-i atrageți acolo. Ce le oferiți de reușit să mobilizați un număr atât de mare de oameni? Eu mi-am dat seama că antrenamentele noastre, spuneai dacă, să răspund la prima întrebare, întrebai dacă e nevoie de o pregătire prealabilă pentru cei care vor să se apuce de Kangoo. Noi avem ore speciale pentru începători, ore de light Kangoo, adică ore ușoare de Kangoo, o oră pe zi, avem ore doar cu începători și acolo pot să vină și vin persoane de toate vârstele,
Mama mea, care are peste 60 de ani și e pensionară și are osteoporoză, vine și se simte foarte ok. Și dacă eu pe cei din familia mea îi aduc la Kangu, ea având înainte probleme cu coloana, cu osteoporoza, după cum vă spuneam, poate lumea știe ce înseamnă asta, femeile mai ales, vin persoane obeze, adică am avut cazuri extreme în care au venit persoane de 130 de kilograme, persoane cu diferite afecțiuni vin, operații la coloană, operații la genunchi, fete vin după operații de cezariană, am avut chiar o fată care a venit după transplant de ficat, fete care datorită faptului că, sau băieți, datorită faptului că au avut, de exemplu, la un moment dat TBC și aveau capacitate pulmonară foarte redusă, au venit și la ora actuală, sunt incredibili cum au putut să evolueze. S-a regenerat, da, să spunem. Da, da. Sau persoane care chiar diabetici. Și vreau să spun că am persoane diabetici care sunt printre avansații mei și acum cu mândrie spun că sunt sportivi de performanță care la prima ședință când au venit n-au reușit să ducă antrenamentul de avansați până la capăt, în schimb persoana respectivă care e diabetică l-a dus cap-coadă, care e avansată la mine la sală. Deci ideea este că avem nevoie de un pic de perseverență. Nu e nevoie de niciun fel de pregătire, pentru că pregătirea o facem noi în orele de începători. Și că întrebai ce se întâmplă și cum reușim să ducem atâția oameni la sală, noi am avut oferte de la toate sălile aproape din zonă să mergem și să antrenăm acolo. N-am avut spațiu destul de mare, adică ca să putem să acceptăm oferta lor. Și ne-am dat seama că antrenamentele noastre sunt foarte intense. Adică chiar... Și nu rezistă cei care vin la aceste săli? Da, sau nu de ce? Rezistă, dar antrenamentele noastre sunt foarte intense și atunci încercăm să facem și o atmosferă pe măsură, pentru ca lumea să vină nu doar să scrâșnească din dinți și să tragă la sală, ci și să se simtă bine. Să oferim așa ca un fel de deconectare. Și așa am ajuns, cum ne spun clienții noștri, să dăm dependență, pentru că mulți au ajuns la scopul pe care și l-au fixat în momentul în care au pășit în sala noastră. Sunt mai sănătoși, au slăbit, s-au tonifiat, au dat jos 25, 30, 35 de kilograme, sunt în forma vieții și totuși n-au rărit orele. Adică dacă veneau de 4 ori pe săptămână, la ora actuală nu vin de o dată pe săptămână pentru că au ajuns la greutatea ideală și în și forma în continuare vieții, vin și în continuare vin tot în ritmul ăla pentru că au devenit dependenți și de atmosfera de la sală. Am înțeles, pentru că vorbeai de atmosferă, îi rog pe colegii mei din regie să ne pregătească un material filmat, cred că în urmă cu 2 zile, dacă nu mă înșel, la unul dintre antrenamentele pe care voi le-ați făcut și îmi spunea colegul care a fost acolo că totul este perfect, doar că muzica era atât de tare încât strângea din dinți când filma. Da. Acum, muzica e foarte importantă la un antrenament. Noi încercăm să facem CD-urile în așa fel încât să fie foarte motivaționale. Îmi pare rău totuși. Voi pregătiți toată muzica? Da. Noi împreună cu un DJ din București, da, playlist-urile le facem noi, noi ne alegem CD-urile, noi ne alegem melodiile. Și îmi fac colegii semn că am putea să difuzăm aceste imagini. Te rog, Angel, să difuzăm aceste imagini. Iată, aici, la unul dintre antrenamente. Da, într-un fel, cu toate că muzica era tare, îmi pare rău că nu se aude și sonorul. Pentru că acolo s-ar fi auzit. Se aude. Se aude și sonorul, iată. Iată cum bate gheata de Kangu. Da, o să arătăm și în studio care e rolul ghetei de Kangu. Da, vom discuta puțin mai târziu despre aceasta. Poate ne explici despre exercițiile care se întâmplă acum acolo, în sală. Noi încercăm antrenamentele astea de Kangu pe care le facem noi. Sunt niște antrenamente concepute de către noi. Nu se mai fac în altă parte. Cu toate că antrenamente de Kangu se fac la toate sălile din Arad, din Timișoara, ceea ce facem noi la sală nu se mai face în altă parte. Sunt niște antrenamente concepute de către noi, de către mine și de către Edina. Și poate că și asta e, prin asta poate răspund și la întrebarea de ce e așa de multă lume în sala noastră.
Da. Iată, vedem acolo foarte multă lume, sunt încercăm să lucrăm în special toate, femei. Încercăm să lucrăm toate grupele musculare, încercăm ca antrenamentele să fie foarte interactive, nu există cineva care să stea în spate sau care cineva care să fie în față, toată lumea la un moment dat o să fie în fața mea, eu trebuie să fiu, observați că aici în fața mea lucra o fată care era mai începătoare și era pe contratim, dar la un moment dat, fiind față în față cu toată lumea, apuc să corectez pe toată lumea. Da. Iată, este într-un ritm destul de alert aici această mișcare. Vin în special doamne sau domnișoare, femei vin în special la și bărbați vin. Avem ghete cu numărul de la numărul 41 în sus, chiar multe ghete și sunt ocupate tot timpul. Nu avem atât de multe cât numărul, câte avem numărul 36, 37, 38, dar avem ghete până la mărimea 47, care sunt ocupate non-stop. Da, iată, aceste mișcări intense de kangu, se aude și muzica foarte tare. Nimeni n-are voie să stea la antrenamentele mele. Deci odată ce a intrat cineva pe ușa aia, nu stă. Da, să înțelegem că toată lumea trebuie să ardă calorii. Da, la un moment dat chiar antrenamentele noastre sunt compuse de obicei din două părți. Antrenamentele noastre sunt compuse, după cum spuneam, de obicei din două părți. Ultima parte facem exerciții anaerobe în care ne focusăm doar pe anumite grupe musculare, exerciții la saltea, care nu sunt atât de distractive ca și cele din prima parte, adică cele de kangu. Și la un moment dat lumea are tendința să cam, adică am observat că lumea mai iese de la oră, termină 45 de minute de sărit și ultimele 15 minute încearcă să le cam sară și în ultima vreme am închis, chiar se distrau cei avansați, că am închis sala cu cheia. Să nu mai iasă să-și facă și acele exerciții. Lumea știe, odată ce a intrat în sală, trebuie să ducă antrenamentul până la capăt. Da, e un antrenament extrem de intens. Da, noi sărim de 1000 de calorii la fiecare antrenament, dar oricum nu asta contează. Noi încercăm să ne educăm cursanții astfel încât să ardă calorii și după ce pleacă acasă. Și asta ține de o altă parte a emisiunii despre care am înțeles că vrei să vorbim, despre alimentație. Vom discuta puțin și despre alimentație și îi rog pe colegii mei să ne organizăm puțin, pentru că discutam mai devreme despre kilograme. Cam câte kilograme trebuie să aibă o persoană care vine? Sunt mulți oameni care poate au depășit puțin acea limită, au mai mâncat la sărbători, poate au mâncat și la celelalte sărbători și au pus pe ei. Nu e periculos să mergi să sari pe aceste ghete și să, eu știu, să-ți afecteze coloana? Că sunt discuții foarte multe despre faptul că îți afectează coloana, faptul că îți provoacă alte probleme de sănătate. Nu, deloc. Chiar când, dacă o să vrei, o să pot să demonstrez și să explic clar care e rolul ghetelor. Vom explica și despre ghete, cum funcționează, dar afectează ele coloana sau nu? Așa, nu, ele chiar ajută coloana. De ghetele, rolul ghetelor fiind acela de a atenua șocul la impactul cu solul, ele protejează încheieturile și coloana la săritură, în schimb antrenează musculatura coloanei, musculatura profundă care ține vertebrele. Și atunci coloana fiind cât de cât protejată, mai protejată decât dacă am sări fără ghete sau mai protejată decât dacă am alerga, musculatura profundă fiind solicitată și coloana fiind protejată, e clar că e mult mai ok decât dacă am sărit fără ghete sau dacă am alergat fără ghete. Eu, de exemplu, am avut anumite sechele la coloană din tinerețe, de când făceam altfel de sporturi, și anume sporturi de contact și așa mai departe, și de când fac kangu, și trebuie să înțeleagă telespectatorii că eu predau 3 ore pe zi și uneori chiar 4 ore pe zi, și asta o fac de 6 ani de zile.
și eu nu mai am probleme cu durerile de coloană. Și eu fac la atât de multă mișcare, cred că nici nu se mai simte coloana. Și eu fac la modul foarte intens. Deci nu se pune problema să îți afecteze coloana. Din contră, ghetele astea au fost inventate de către un medic, de către un canadian, și scopul lor inițial era acela de erau folosite doar pentru recuperare medicală. Ulterior, un tip din Elveția, pe care îl cheamă Dennis Neville, care din păcate a murit acum 2 ani, a cumpărat brevetul de la medicul respectiv, a îmbunătățit ghetele și a dezvoltat sportul ăsta de întreținere numit Kangoo Jumps. Dar inițial, ghetele astea erau folosite doar pentru recuperare medicală. În Canada, în America și acum sunt folosite cu succes de către ortopezi și așa mai departe. O să arăt mai târziu care este diferența în a sări pe piciorul gol sau pe încălțat cu încălțăminte sport și în a sări pe gheată de Kangoo. Am înțeles. Vom discuta despre aceste ghete de Kangoo în minutele următoare. Așa, și vom vedea ce înseamnă efectiv o astfel de gheată și să le explicăm telespectatorilor. Și rog să avem din nou imaginea aici în platou și să prezentăm efectiv această gheată de Kangoo și de faptul că ea are un arc extrem de puternic. Iată, avem aici această gheată, colegii ne-au dat-o între timp. Poate ne explici ce înseamnă practic mișcarea pe o și cam câte kilograme poate să ducă o astfel de gheată? Cazurile extreme pe care le-am avut noi la sală, pe care nu tot timpul le accept, dar cazurile extreme pe care le-am avut la sală au fost în jur de 120-130 de kilograme. Pentru persoanele respective care au greutatea așa de mare, se mai montează niște arcuri adiționale de oțel. Și unde se pun astea? Aici, în zona? Aici se montează. Aici ar trebui să demontez. Am înțeles. Și asta. Practic ele suplinesc Da. Puterea arcului și a tălpii. La un moment dat, când persoana respectivă începe să scadă în greutate, ceea ce inevitabil o să se întâmple dacă dă dovadă de perseverență și dacă ne ascultă și sfaturile din punct de vedere al alimentației, și la un moment dat persoana respectivă o să poată să sară fără arcurile astea. Și bineînțeles, când o să ajungem să dăm jos arcurile astea, ea deja o să simte rezultatele, că asta înseamnă că a pierdut 10-15 kg deja. Da. Încă o dată precizăm că acest sport poate fi practicat în foarte multe locuri din România, da? În foarte multe locuri din România, în foarte multe locuri din Arad. Da. Foarte multe locuri din Europa, unde, așa, ca o ironie a sorții, majoritatea instructorilor sunt români. Cei mai buni instructori de Kangoo din lume sunt români și sunt porniți de la școala din România. Asta știu sigur, pentru că am fost la tot ce înseamnă festival de fitness și de Kangoo din Europa. În America nu am ajuns încă, în schimb am văzut la lucru cei mai buni antrenori din America veniți în Europa. Și pot să vă spun că cei din Europa și mai mult cei plecați din România sunt cei mai ok și antrenorii cu rezultatele cele mai bune și sunt cei mai căutați la sălile de afară. De la ce vârstă poate fi practicat acest Kangoo Jumps, capoeira și toate de care ne spune? Practic noi la sală facem capoeira fitness, deci un sport de întreținere inspirat din arta braziliană, arta marțială braziliană numită capoeira. Deci poate pot să vin și copii cu mămicile sau cu tăticii acolo. La Kangoo e un pic mai complicat pentru că avem nevoie de ghete de copii. Eu, de exemplu, i-am luat fiicei mele în momentul în care am plinit 7 ani și a avut 32 la picior, i-am cumpărat cadou de ziua, o pereche de ghete. Antrenamentele sunt cam intense pentru ele, mai mult la începători, le spun părinților, dacă vor să-și aducă copiii la clase de începători, și atunci cu copiii stau de vorbă, ei nu trebuie să țină antrenamentul cap-coadă cu noi, ei trebuie să se mai odihnească, au reprize mai scurte. Practic, noi nu avem ore pentru copii, dar sunt părinți care insistă atât de mult și atunci copiilor le facem un training special
și le spunem ce au voie să facă, ce să nu facă, că trebuie să se odihnească în timpul antrenamentului, dar pentru copii trebuie niște ghete speciale. Eu pentru copii am doar două perechi de ghete și îi las să le folosească doar la antrenamentele de începători. Da. Concret, ce grupe de mușchi sau la ce anume se lucrează în momentul în care se face Kangu, în momentul în care se face capoeira, pilates? Deci la Kangu încercăm și antrenamentele noastre sunt în așa fel concepute încât lucrează toate grupele de mușchi. Dar în special, nu se face febră musculară, acea febră musculară. De la Kangu, având în vedere că ghetele astea atenuează foarte mult impactul cu solul, deci șocul e impactul cu solul, ceea ce înseamnă că protejează musculatura foarte mult, de la Kangu nu se face febră musculară, Kangu fiind un exercițiu, un sport foarte aerob, în schimb se ard foarte multe calorii la Kangu. Dar, după cum spuneam, de-aia e ok să îmbinăm cele două sporturi. Sportul aerob, în care consumăm foarte mult oxigen și ardem foarte multe calorii, și sportul anaerob, acela în care ne focusăm pe munca la diferite grupe musculare, fără consum foarte mare de oxigen, în schimb, stresăm mușchiul în înțelesul bun al cuvântului. Deci se trece de la cardio la musculatură, exact, la partea de musculatură. Exact. Antrenamentele noastre, conținând și sport aerob și anaerob, lumea pleacă cu febră musculară acasă, dar dacă am face doar Kangu și n-am face, de exemplu, exerciții pentru abdominali sau exerciții pentru fesieri, acolo facem febră musculară, la exercițiile respective în care nu sărim, în care dăm ghetele jos, eventual, sau uneori facem chiar cu ghete, dar în care nu sărim. Acolo se face febră musculară, încercăm să facem febră musculară, de-aia am făcut antrenamentele astea. Noi am pornit de la Kangu inițial, făceam doar Kangu la sală, dar mi-am dat seama că nu-i destul Kangu. Și atunci am introdus antrenamentele astea, fitball. Bun, și la care fitball, se fac exerciții, la fitball, în care se face febră musculară. Ce anume se lucrează sau cum se desfășoară acest sport? Pentru foarte mulți care ne privesc la această oră sunt sporturi străine, sporturi care nu au mai fost văzute. Da, și noi cam la toate sporturile, în așa fel ne-am ales sporturi în care coloana să fie foarte protejată. Fitballul, de exemplu, cu ajutorul mingilor, e un fel de pilates pe niște mingi mari, în care te sprijini foarte mult, astfel încât chiar dacă faci mișcarea puțin greșită, coloana să fie tot timpul în siguranță. Asta e rolul mingilor respective. Acolo se face febră musculară foarte tare la picioare, la fesieri, la abdominali și lucrăm chiar și cu gantere ca să lucrăm și musculatura din partea superioară a corpului. La capoeira, de asemenea, se face febră musculară la umeri, la piept, la spate foarte mult, pentru că încercăm să suplinim antrenamentele, ceea ce nu facem la antrenamentele de Kangu. Antrenamentele de Kangu folosim din când în când gantere, dar trebuie niște antrenamente speciale, astfel încât centrul de greutate să rămână tot acolo unde este, să nu fie un pic mai în față. Sunt niște antrenamente speciale ca să nu afectăm coloana. De exemplu, mai vin fete care vin, sau băieți vin la început la sală, la Kangu și își iau greutăți în mână, nu-i las să facă chestia asta. Noi când facem antrenamente cu gantere, sunt niște antrenamente speciale. Deci doar... Sunt anumite poziții pe care le facem, adică nu pot să las pe cineva să folosească gantere la un antrenament normal de Kangu, pentru că riscăm să se rănească la coloană. Antrenamentele cu gantere la Kangu se folosesc când facem antrenamente speciale pentru gantere, antrenamente pe care sunt concepute în așa fel încât, după cum spuneam, centrul de greutate trebuie să rămână în același loc, nici mai în față, nici mai Și nu spate. Aveți oameni care după câteva antrenamente să vină să vă reclame faptul că îi dor spatele, că îi dor mâinile, picioarele, coloana? Ba da, avem persoane care simt chestia asta, sunt niște dureri normale pentru început, mai ales începătorii, din cauza faptului că sunt timorați la început și le este frică, atenuează, sar foarte încordați, atenuează foarte mult din corp săritura și atunci e normal să apară tensiuni pe genunchi și pe coloană, dar după ce învață să facă săriturile corect, e exclus să mai simțim chestia asta. Da, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Vom reveni în foarte scurt timp pentru că discutăm și despre diete, despre modul în care putem să ardem calorii, dar să facem și un sport sănătos. Vedem și ce trebuie să mâncăm și mai ales când și cum trebuie să consumăm produsele pe care le cumpărăm. Aflați toate aceste lucruri după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi.
Am revenit în emisie, doamnelor și domnilor, și cum vă spuneam, discutăm astăzi despre sănătate și despre modul în care putem întreține această sănătate. Vedem și ce sporturi sunt acum la modă, dar mai ales care sunt cele preferate de către cei care merg în aceste săli de sport. Asta după ce, mai bine de 2 luni de zile, foarte mulți am avut perioade cu mese de Crăciun și de după Crăciun, pentru că așa se întâmplă la români, multe sărbători. Doamne și domnilor, discutăm despre toate aceste lucruri cu instructorul de Kangoo Jumps și nu doar de Kangoo Jumps, Cristi Lucuța, despre care ne spune și despre cum trebuie să ne alimentăm. Am vorbit în prima parte despre cât de intens este sportul Kangoo Jumps și celelalte sporturi adiționale. Aș vrea să vorbim puțin și despre alimentație și despre modul în care ne hrănim și îl rog pe colegul meu Cezar să ia câteva cadre cu o masă pe care noi am pregătit-o aici așa în foarte scurt timp cu câteva legume și fructe pe care le aveam și noi pe aici prin frigider. Concret, cum trebuie să fie alimentația noastră în perioada aceasta, în perioada în care teoretic ar trebui să ardem din caloriile pe care le-am pus pe noi în timpul sărbătorilor? Practic tot ce vedem pe masa asta sunt alimente alcaline, care ne ajută la alcalinizarea organismului. În ceea ce mă privește, problema cea mai mare în timpul sărbătorilor nu sunt neapărat kilogramele acumulate pe care putem să le ardem la sală, ci faptul că mâncăm foarte multe mâncăruri acide și astfel sistemul imunitar al nostru scade. Așa că după sărbători, noi la sală facem și niște microseminarii de nutriție și îi îndemn pe cei de la sala noastră ca după fiecare sărbătoare, fie că e sărbătoarea Crăciunului sau sărbătorile pascale, când se știe tradițional că românii mănâncă foarte multă carne, foarte multe grăsimi, foarte multe dulciuri, deci după cum spuneam, după ce trec sărbătorile, să ne alegem o săptămână. O săptămână în luna ianuarie sau la începutul lunii februarie, în care să încercăm să ne alcalinizăm organismul. Am înțeles. Haideți că și vreau să exemplificăm aceste produse. Iată, avem aici și plecăm de la legume prima dată, doamnelor și domnilor. Vom discuta despre cât de importante sunt aceste legume și modul în care ele pot fi consumate. Aș vrea să discutăm, de exemplu, nu știu, să vedem la ce cameră trebuie să stau să fie tot în regulă. Avem aici morcovi. Morcovii, da. cu ce putem combina în așa fel încât să avem o masă sănătoasă? Acum, ideal ar fi ca măcar într-o săptămână, să ne alegem o săptămână după sărbători, ne alegem o săptămână din ianuarie sau din februarie, în care noi încercăm să ne detoxifiem oarecum organismul și în care încercăm să facem anumite lucruri. Tot ce aici e foarte sănătos. Ideal, dar ce lipsește? Ideal ar fi, bine, lipsesc proteinele, ciupercile, de exemplu. Ideal ar fi ca alimentele pe care le vedem aici să le mâncăm crude. Și atunci o să dau anumite exemple de combinațiile pe care putem să le facem. De exemplu, morcovul cu ce îl combinăm? Bine, la odică putem să-l mâncăm ca și desert, îl curățăm și în loc să mestecăm chipsuri la un film, putem să ronțăim pe niște morcovi. Pare ciudat și poate lumea râde la început, dar după ce luăm prima mușcătură o să vedem că o să ne placă. Dacă nu vrem să facem chestia asta, putem să ne facem, de exemplu, un fresh cu morcov și cu mere. De obicei, noi nu combinăm fructele cu legumele, dar combinația asta între măr și morcov merge. Era parcă și un suc, nu îi spunem numele, să nu-i facem publicitate mascată, la care îi face reclamă la televizor pentru copii, în care sucul de măr cu sucul de morcov este... Dar n-are nicio legătură cu cura de detoxifiere. Ăla e suc care conține o grămadă de alte chestii. Dacă stoarcem noi și avem un aparat sau un blender și ne facem un suc dintre morcovi și cu mere, incredibil, dimineața înseamnă că ne pornim ziua așa cum trebuie dacă facem chestia asta. Acum pot să mai spun un truc, de exemplu, dacă ne punem să ne facem am văzut că acolo aveți sfeclă albă. Nu, e gulie. Dar se poate cu ridiche albă, spre exemplu? Ridiche albă, de exemplu. Putem să ne... Eu, de exemplu, dimineața am două feluri de... Când vreau să fac chestia asta, îmi fac două feluri de suc. Pot să combin, de exemplu, merele cu morcovii,
și cu gulia și cu ridichea albă, dacă punem mai multe mere și mai mulți morcovi, sucul o să aibă un gust mai bun. Dacă vrem ca sucul să fie foarte bun, atunci, ca și gust, dacă avem copii, de exemplu, putem să le dăm mere cu morcovi, iar putem să facem un șat, de exemplu, dar un șat foarte sănătos dintre gulie și ridiche albă, de exemplu. Cantitatea e foarte mică de care avem nevoie, deci nu trebuie să fie un pahar mare, îl dăm repede pe gât și după aia putem să bem, să savurăm sucul. Să înțelegem sucul. Că gustul nu este cel mai... Gustul nu e cel mai bun dacă facem un suc de ridiche cu gulie, de exemplu. Am înțeles. Dar îl dăm repede ca un șat, că nici șaturile... Punem zahăr în ele? Nu, exclus să punem zahăr. Niciodată nu punem zahăr în sucuri. Nu punem zahăr. Eventual putem să le combinăm cu mere și cu morcov și atunci au un gust mai ok. După cum spuneam, astea sunt ok să le consumăm pe stomacul gol. Ceapă, de exemplu, putem să o mâncăm în salată, nu? Castraveții, rucola, putem să-i... Chiar zilele trecute, maica mea a făcut o salată din carne de pui cu rucola, cu semințe de chia și a fost extraordinar de bună. Rucola fiind consumându-se crudă, de exemplu. Apoi, căpșunile, clar, că putem să le consumăm crude. Avem aici și căpșuni, mai ales că, iată, deja încep să apară și în foarte scurt timp vine sezonul lor, pentru da, că în magazine da. Încep să apară din ce în ce mai multe căpșuni. Da. Când o să mâncăm căpșuni... Ele sunt la desert, da? Da, nu. Căpșunile și fructele trebuie mâncate pe stomacul gol, dacă vrem ca... De ce să nu le mâncăm ca un desert? Pentru că fructele, corpul își extrage substanțele nutritive din fructe în intestin, spre deosebire, și atunci ele trebuie să ajungă în intestin, trebuie să tranziteze stomacul și să ajungă în intestin, pentru că corpul să poată să extragă din ele ceea ce are nevoie. Dacă noi le mâncăm ca și desert, de exemplu, după ce am mâncat carne sau brânză sau ceva proteic, fructele nu ajung în intestin, ele rămân în stomac, pentru că stomacul e plin. Și atunci, rămânând acolo în stomac, intră într-un proces de fermentație. Din procesul de fermentație, toată lumea știe ce se întâmplă, că rezultă alcool. Și atunci, noi nu bem alcool, pentru că încercăm să fim sănătoși, dar ficatul nostru e nevoit să proceseze o anumită cantitate de alcool rezultată din fermentația fructelor și care n-au reușit să ajungă în intestin. Să înțelegem că nu este sănătos atunci. Nu. În loc să ne facă bine, ele ne fac rău, dacă le mâncăm după masă. Păi doar... Singurul fruct pe care e ok să-l mâncăm după masă, care conține anumite enzime digestive speciale și care conține și foarte multe fibre, e ananasul. Deci, singurul fruct pe care e ok să-l mâncăm după ce mâncăm carne sau după ce mâncăm o masă normală, e ananasul. Restul fructelor trebuie consumate pe stomac gol, fie dimineața, fie în timpul zilei. Din ceea ce înțelegem noi aici, ne schimbăm cumva modul de gândire, modul de hrănire, da? Și faptul că avem mesele la fel ca și englezii, spre exemplu, care mănâncă desertul înainte. Eu, de exemplu, dacă tot este să mănânc desert, eu încerc să mănânc desertul înainte, înaintea mesei. Mă feresc. Păi asta nu stai pofta de mâncare. Dacă noi mâncăm, de exemplu, un măr și câteva căpșuni și apoi mâncăm mâncare... Nu, din contră, stomacul nostru începe să lucreze, intestinele încep să lucreze, din contră. Nu ne taie pofta de mâncare și oricum nu cred că de pofta de mâncare suferim noi. Adică pofta de mâncare... Păi nu mai putem mânca atât de mult și poate peste câteva ore ne este foame din nou. Din câteva ore e ok să avem senzație de foame. Adică e ok, de exemplu, să mâncăm de 5 ori pe zi decât să mâncăm de 2 ori pe zi. Asta încerc să le spun și oamenilor care vin la sală. Odată ce sunt una din greșelile cele mai mari pe care le fac cei care au ajuns să aibă o greutate mai mare decât cea normală, este că încearcă să slăbească mâncând o dată pe zi sau de două ori pe zi. Și asta e un lucru foarte greșit și o să explic și de ce. Noi la sală și atunci când mergem la sala de sport încercăm
să ardem foarte multe calorii. Ideea este că câștigul nostru n-ar trebui să fie doar caloriile pe care le ardem la sală. Adică, ok, venim, tragem tare, ardem 1000 de calorii la sală, super. N-ar trebui să rămânem cu atâta. Ar trebui să stimulăm organismul astfel încât el să ardă calorii, să ne menținem un metabolism ridicat și corpul să ardă calorii, deci și după știe, ce terminăm sala. El să știe să ardă în fiecare zi, absolut, nu doar atunci când mergi la antrenament. Da, și între antrenamente. Adică de astăzi, mâine nu vin la antrenament, până poimine trebuie să stimulăm organismul astfel încât el să ardă foarte multe calorii. Noi la sală încercăm să accelerăm metabolismul. Aș vrea ca cei de la sală și dacă urmează sfaturile, când ajung acasă să nu îi dea în cap metabolismului și să-l ducă la loc acolo unde a fost înainte. Ce înseamnă să-i dea? Adică să-l menținem accelerat. Să-l menținem, după ce terminăm antrenamentul, putem să-l menținem accelerat, având mese regulate. De exemplu, în prima oră după antrenament, eu insist ca toată lumea să mănânce. Multă lume spune că cum să mănânc în prima oră după antrenament? Nu. În prima oră după antrenament trebuie să mâncăm, să stimulăm metabolismul și să rămână accelerat. Ce anume trebuie să conțină această în masă? În prima masă după antrenament putem să mâncăm aproape orice. În deci afară, cam tot ce avem aici putem consuma. Chiar și mai mult. Aici sunt doar lucruri sănătoase. În prima oră după antrenament putem să mâncăm aproape orice, în afară de grăsimi și de prăjeli. Chiar dacă antrenamentul se termină la 10 seara, în prima oră după antrenament trebuie. Nu că avem voie să mâncăm, trebuie să mâncăm. Pentru că, și o să explic și de ce, în timpul antrenamentului noi stoarcem mușchii și sângele de ultimul strop de glicogen care există acolo. Glicogenul e zahărul, practic, așa grosier vorbind, de care avem nevoie ca să putem să ne mișcăm și să trăim și așa mai departe. În timpul antrenamentului stoarcem toate resursele de glicogen din mușchi, din sânge, din ficat. Dacă mâncăm în prima oră după antrenament, nu facem altceva decât să înlocuim cantitatea respectivă și astfel să ne menținem masa musculară. Dușmanul nostru nu este masa musculară, dușmanul nostru este țesutul adipos pe care îl înmagazinăm noi. Dacă mâncăm în prima oră, nu facem altceva decât ne menținem masa musculară, care e aliatul nostru pentru un metabolism accelerat și pentru sistemul imunitar puternic. Deci, înlocuind ce am pierdut din masa musculară. Și ce se întâmplă cu țesutul adipos? Nu crește el prin... Țesutul adipos nu, pentru că tot ce mâncăm în prima oră după antrenament se înlocuim ce am pierdut din mușchi. În schimb, dacă nu mâncăm în prima oră după antrenament, corpul se adaptează. El vede că noi facem efort intens și nu-i dăm să consume ceea ce are el nevoie. Și atunci, în timpul antrenamentului noi am accelerat metabolismul foarte tare. Dacă nu-i dăm mâncare organismului după antrenament, el se adaptează și îl încetinește la loc. Să înțelegem că avem... Iar următoarea masă, scuză-mă, pe care o mâncăm, dacă a trecut o oră sau dacă mâncăm a doua zi, în loc ca organismul nostru să o ardă, el fiind accelerat, organismul nostru o depozitează sub formă de țesut adipos. Să înțelegem că celula are memorie, celula din organismul uman are memorie. Absolut. Și el știe exact toate mișcările pe care le facem în funcție de ceea ce am făcut în trecutul nostru. Da, absolut. Și de aia e ok ca celula musculară și organismul nostru să știe că după un efort intens, el nu trebuie să-și încetinească funcțiile, pentru că el primește ceea ce are nevoie ca să se refacă. Bun. Și dacă mâncăm portocale, dacă mâncăm mere, dacă mâncăm căpșuni, aia nu înseamnă că organismul nostru este accelerat în continuare și este stimulat să ardă grăsimi? Că așa se spune, mănâncă un măr și ai sănătate, da, mănâncă asta un fruct. Asta înseamnă, de exemplu, când spun că trebuie să mâncăm de 5 ori pe zi. Nu înseamnă că trebuie să mâncăm friptură de 5 ori pe zi. Absolut, da, nu trebuie să mâncăm mâncare gătită de 5 ori pe zi. Putem să mâncăm mâncare gătită eventual de 2 ori pe zi sau, eu știu, o dată pe zi, de fiecare cum, depinde cum avem timp. Dar trebuie să avem de 4-5 ori în care ceva să mâncăm. Fie că sunt două banane, fie că masa de dimineață e compusă din 3 portocale. Asta e iar o mare greșeală, că multă lume sare peste masa de dimineață. Dacă sărim peste masa de dimineață,
organismul nostru simte că nu primește substanțele de care are nevoie ca să își desfășoare activitatea și atunci își încetinește metabolismul. Și atunci noi, în timpul zilei, la următoarea masă pe care o mâncăm, de exemplu, la prânz, în loc să avem un metabolism accelerat și organismul nostru să ardă mâncarea pe care o mâncăm, să o folosească pentru a ne mișca ușor, pentru a-și întreține masa musculară, el, fiind cu metabolismul încetinit, își depozitează respectiva mâncare. Da. Aș vrea să ne și demonstrez cu aceste cisme, cum, sau acești bocanci de cangu, da, cum putem să sărim, pentru că, încă o dată vin și spun, faptul că mâncăm de 5 ori pe zi, chiar dacă nu mâncăm friptură de 5 ori pe zi, nu înseamnă că punem pe noi în plus? Trebuie să avem grijă ce mâncăm, bineînțeles. Adică, apoi mâncarea, masa de seară e foarte importantă. Da, haideți să încercăm acum, aceasta. Acum și, o să... Doamnă și domnilor, vreau să discutăm puțin în perioada următoare ce înseamnă arderea grăsimilor și mai ales ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Iată, ne mutăm, cel puțin eu mă mut înapoi aici la, acum o să arat, la pupitru. Acum o să arat ce înseamnă să sari pe piciorul gol, da, adică pe un pantof sport, și ce înseamnă să sari pe o pereche de ghete de cangu, și o să explic exact care e diferența, ca să spulberăm miturile astea cu îți afectează genunchii și îți afectează coloana. Ok, deci eu acum aș vrea un cadru pe piciorul meu în care sunt încălțat cu un pantof sport, dacă se poate. Da, da, iată, o să este stau cadru. În lateral. Poate scoate și burtiera. Atunci când sărim, observăm că tot șocul săriturii este absorbit direct de către picior și mai sus, dacă puneți puțin, la genunchi și de către genunchi. Deci șocul săriturii este absorbit de către talpă și de către genunchi. Astfel, nu protejăm deloc încheieturile, nu ne protejăm coloana, nu ne protejăm oasele. În schimb, acum o să sar puțin pe piciorul încălțat cu gheată. Observați că gheata se lasă foarte tare. Ceea ce înseamnă că eu atunci când sar pe piciorul încălțat cu gheată, gheata se lasă aproape până jos. Și preia acel șoc de care spuneam. Practic, aș vrea să vedem imaginea senzația, și cu genunchiul, să vedem imaginea. Genunchiul nu mai este nevoit să flexeze, astfel încât să preia el, trebuiască să preia el șocul. Practic, tot șocul săriturii, efortul e mare, deja pulsul mi-a crescut, șocul săriturii, practic, este preluat de către talpă. Ați observat că ea se dilată și merge până jos. Asta e singura diferență. Diferența între a alerga sau a sări pe piciorul gol sau a alerga sau a sări pe gheată este că atunci când sărim pe gheată, practic, sărim pe ceva moale. Acum, dacă o să întreb pe cineva sau pe telespectatori, ce credeți că e mai ok? Să alergi pe o suprafață moale sau să sari pe o suprafață moale sau să alergi și să sari pe o suprafață dură? E clar că răspunsul nu poate să fie decât că este... Pe o suprafață moale. La fel cum să alergi moale. Și pe tartan, de exemplu, e mai bine decât să alergi pe zgură. Absolut. Ceea ce înseamnă că ghetele e mult mai recomandat să alergi, de exemplu, chiar pe mal cu niște ghete de cangu, dacă ai probleme de genunchi, decât să alergi direct pe... Oricât de performanți sunt pantofii de sport, talpa nu e mai groasă decât de 2 cm, deci oricât de performanți. Și nu poate să absoarbă din șoc atât cât ar avea nevoie genunchiul nostru sau încheieturile noastre ca să fie protejate. În schimb, după cum ați observat, talpa, atunci când sar, se lasă în jos și cu până la 5-6 cm, ceea ce e foarte mult. Asta înseamnă că ea preia chiar cu până la 80% din șocul săriturii. Iată, vedem din nou acea săritură. Observați? Deci ca și când am sărit pe ceva moale.
Când eram copii, cu toți aveam părinți sau bunici care aveau o canapea din aia cu arcuri și ne făcea plăcere să sărim pe canapea respectivă, că era și senzația Ca o mai ok. trambulină. Absolut, da. Până se E, rupea. cam același lucru se întâmplă cu ghetele astea, astfel, atâta doar că cu ghetele astea putem să și umblăm, adică vine și canapeaua aia Nu cu pare arcuri după noi. ciudat să ieși la alergare sau să faci un pic de sport cu astfel de ghete? Acum, nu știu, nu pare ciudat. Adică deja malul Mureșului e plin cu oameni care se dau cu rolele, cu skate-urile, cu tot felul de... cu trotinete și așa mai departe. Adică noi vara avem niște antrenamente speciale, bootcamp le spunem, în care ieșim o dată pe săptămână și facem antrenamente de cangu pe mal. Practic, alergați pe malul apei. Alergăm, facem opriri și facem diferite antrenamente specifice, cu mișcări specifice și facem antrenamente pe malul Mureșului. Lumea se uită, nu știu, alții poate că se uită ciudat, pentru că na, e normal când vezi prima dată un lucru să te uiți mai curios, că nu toată lumea a văzut ghete de cangu. Și atunci ne întreabă ce sunt astea, alții ne cer număr de telefon și vin la sală, dar nu e nimic ciudat. Adică noi când ieșim pe mal, ieșim câte o trupă de 60-70 de oameni odată. Și așa că nu e nimic ciudat să ieși cu ele. Da. Cristi, îți mulțumim pentru faptul că ai acceptat să vii astăzi la noi la emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră. Rămâneți pe Vest TV în continuare pentru că avem lucruri foarte interesante să vă prezentăm. În câteva momente începe Monitorul, cea mai importantă ediție de știri a zilei, iar în acest sfârșit de săptămână rămâneți pe Vest TV. Avem emisiuni extrem, extrem de interesante și sunt 100% convins că le veți aprecia. Eu până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați, mâncați sănătos și faceți sport!